Evenimentul Bursa Locurilor de Muncă, organizat de către SECE Aviso Accounting Services SRL, în cadrul proiectului Creșterea competențelor practice ale studenților prin programe de învățare la locul de muncă, Contați pe noi, a strâns împreună oameni importanți din mediul de business și studenții de astăzi, care vor deveni angajații de mâine. Într-un cadru plăcut, timp de 4 ore, studenții și antreprenorii au participat la o serie de dezbateri interactive, în urma cărora ambele tabere au avut mult de câștigat. Angajatorii au aflat ce așteptări au viitorii angajați de la un loc de muncă, dar și de la echipa din care ar urma să facă parte, iar studenții au aflat care sunt solicitările viitorilor lor angajatori. Astăzi am propus să vă aduc puțin în discuție cum anume să vă pregătiți la un interviu. Însă, aș vrea să vă prezint că parcursul meu a început la fel ca și al vostru în studenție. Centrul manageriat de către Ruxandra Bucevski a luat naștere acum 14 ani, timp în care business-ul a evoluat și a crescut până la punctul în care se află acum. Care este primul sfat oferit studenților de către managerul Twinkle? În primul rând, înainte de a participa la un interviu, aș vrea să vă dau câteva sfaturi, și anume să verificați pe internet sau prin orice mijloace puteți care sunt valorile firmei. Dacă nu vă identificați cu acele valori, nu mai aplicați. Adică în momentul în care nu rezonați, dacă nu rezonați de la principiile pe care le vedeți acolo, nu cred că aveți șanse ca ulterior să faceți acest lucru. La evenimentul desfășurat pe 27 mai la Casa de Cultură a Studenților au participat 10 de tineri dornici să primească informații utile pe care să le poată utiliza cu succes în viitoarele lor cariere, dar și dornici de a interacționa cât mai mult și eficient cu oameni din mediul de business ieșan.